Se spune că trecutul este piatră, pentru că nu-l putem modifica, da? Prezentul lut, că îl modificăm în funcție de puterea noastră. Iar viitorul, praf de stele. Și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu, că zic că mi-a dat mult praf de stele cu care am modelat după propria mea știință acel lut, lăsând acele pietricele care sper că în timp să se transforme în niște mici diamante. Bun găsit! Început de martie, începutul anotimpului despre care se spune că ne dă cu atât mai mult șansa fiecăruia să ne bucurăm pe deplin de fericire, așa cum e ea pentru fiecare dintre noi. La fericire cu premeditare am ales însă astăzi să căutăm acele înțelesuri ale fericirii care vin din asumarea unui sens al vieții, care înseamnă mai ales a dărui, a ajuta, a sluji pe alții. Înțelegând de fapt ceea ce vine chiar din învățătura cărților sfinte și ceea ce știința reconfirmă din ce în ce mai des, altruismul, caritatea față de aceia aflați în suferință, filantropia, inima și fapta aceea bună în numele mecenatului nu lasă să se stingă în anonimat destine și creații strălucite, înseamnă de fapt acea dublă fericire, a celui care primește și a celui care dă, fiindcă niciun act de bunătate, oricât de mic ar fi acesta, nu se pierde niciodată. Un celebru neurolog și psihiatru susține chiar că, pentru el, pentru fericirea lui, omul are nevoie de efort și de acea luptă prin care să-și urmeze visul. Dar în același timp are nevoie și de chemarea care dă sens și așteaptă să fie îndeplinită. Iar un mod sigur de a da sens vieții este acela de a-l ajuta pe fiecare dintre cel care așteaptă într-o zi o mână de ajutor. Dacă îți dorești fericirea eternă, atunci ajută pe cineva care are nevoie să fie ajutat. Iar fericirea aceasta veți vedea, o merită cu toată îndreptățirea cea pe care am rugat-o să accepte acest dialog și îi mulțumesc că l-a acceptat, pentru că este un dialog despre fericire, dar și despre bunătatea premeditată, așa cum atât de frumos spune o poetă despre ceea ce înseamnă filantropia. Este vorba despre doamna Marta Maria Mocanu, director general al firmei BES, o firmă care alătură frumuseții și științei, tot ceea ce înseamnă drumul de frumusețe către oamenii care așteaptă într-o zi să o descopere. Singura femeie care a deținut mandatul de guvernator în istoria de 90 de ani a districtului 2241 România, Republica Moldova, la Rotary International, o organizație non-guvernamentală singura recunoscută de ONU și cea care a ales să vorbească și să promoveze țara ei, nu numai aici acasă, ci în fața lumii întregi, vorbind despre locurile ei frumoase, despre mințile ei strălucite, despre artiștii și harul lor binecuvântat, dar și despre tradiții și spirit românesc. Distinsă doamnă Marta Maria Mocanu, se spune că modul în care o persoană devine în viață depinde nu numai de ceea ce înseamnă visul său de a fi, însemnând inclusiv visurile de fericire, ci și de acele semințe pe care le plantează cumva în sufletul său și în interiorul său și pe drumul său. Și m-aș gândi să vă întreb, ce ați găsit sădit la vremea aceea înțelegerii despre viață acolo în interiorul dumneavoastră, ca venind dinspre părinți și familie, dinspre anii de școală prin care ați trecut și apoi, la rândul vă, ce ați ales să sădiți
completând grădina aceasta interioară ca să vă apropiați de ceea ce sunteți astăzi? Da. Frumoasă întrebare. Și mă duceți cu mult în spate. Am avut șansa ca mama să lucreze în anticariat. Și de când am deschis ochii și am putut să percep lumea, m-am lovit de cărți. Și m-a ajutat să mi-a dirijat lectura și citind chiar foarte mult, mi-am luat de la fiecare erou pe care l-am descoperit în cărți ceva pe care l-am sădit în mine și zic eu că am încercat și că am și reușit să dezvolt acea latură care îmi plăcea la un personaj. M-am format prin cărți. Mama nu a avut chiar atât de mult timp să stea pe lângă mine pentru că avea un program de dimineață până seara în anticariat și atunci am suplinit cu ajutorul eroilor de cărți. Și școala apoi a preluat începutul acesta? Automat. Am o vârstă în care pot să spun că la vremea aceea chiar se făcea foarte bine școală, începând de la clasele primare până la terminarea liceului și facultate. N-am pus întâmplător întrebarea aceasta pentru că, din nefericire aș spune, tot mai des ideea aceasta a îndepărtării de școală, câteodată și a ideii de a munci, de a căuta, a efortului acesta de a te șlefui, începe să li se pară unora că nu mai e potrivit pentru timpul acesta și răspunsul dumneavoastră tocmai asta confirmă. Din păcate aveți mare dreptate și am mai avut și neșansa acestei de 2 ani de pandemie care a ajuns la apogeu cu îndepărtarea de școală. Pentru că am senzația și mi este confirmată de părinții care au copii că totuși online-ul n-a ajutat foarte mult. Și știm bine și de ce, că au fost o groază de școli sau de părinți care n-au avut posibilitatea să le asigure tot ceea ce trebuie pentru a desfășura învățătura prin online, adică acele tablete, acele telefoane și așa mai departe. Din păcate. Prima parte a răspunsului dumneavoastră mă duce cu gândul că există ideea aceasta că pe măsură ce înaintăm în timp nu mai sunt cumva importante întrebările și răspunsurile, ci poveștile care rămân. Și ideea aceasta de a găsi într-o carte o bibliotecă, pe care iar unii astăzi au transformat-o doar într-un obiect de mobilier. De decor. Da, îmi spune mie o foarte frumoasă poveste. Și atunci aproape că vine firesc o întrebare. Sunt mulți de părere că uneori un vis se poate îndeplini fie și pentru că îl ai, că e condiția cea din tâi a pasului spre împlinire. Dacă v-aș ruga să acceptați să ne întoarcem puțin în timp, care ați gândi, fără să insistați prea mult în căutările interioare, că este visul pe care l-ați avut și astăzi este unul împlinit și care ar fi visul care a rămas doar vis și pentru care este încă timp înainte. Se spune că toate primăverile reînnoiesc și visurile. Deci visul împlinit ar fi? Visul împlinit ar fi? Aș începe cu ce nu este împlinit. M-a marcat mai mult decât visul împlinit. Mi-aș fi dorit să devin medic, dar am un frate mai mare care a încercat să intre la facultatea de medicină, nu a reușit, a intrat la medicină veterinară, nu umană până la urmă. Mama marcată de neșansa lui mi-a zis nu când am decis să fac acest lucru, a zis nu pentru că știi bine ce a pățit Mihai. De parcă eram același cap pe trupuri diferite. Nu acuz de acum dincolo de timp, dar știți că pe vremuri copiii erau mult mai ascultători decât astăzi și urmau sfaturile părinților. De asemenea, pare rău că încep cu niște lucruri care par negative, dar nu, mi-au rămas în suflet. Confirmați, iertați-mă că întrerup, confirmați ceea ce spun adesea cei care se pricep în studiul fericirii, că fericirile vin mereu pas la pas cu lucrurile neîmplinite în fericire. Așa că se pare că sunteți argumentul științific fără dubii acum. Fără să vreau să vin cu argumentul. Am făcut sport în liceu, sport de performanță, am fost campioană națională la 800 de metri, iar în clasa 12-a, când trebuia să-mi aleg drumul și aș fi putut să intru așa cum se numea atunci IF,
chiar intram fără examen, pentru că performanța îmi dădea voie să acced în facultate. Profesoara de matematică, de chimie, eu spun mamei că nu e cazul să fiu lăsată să fac în continuare tot sport, pentru că e păcat că sunt o persoană isteață. Și la fel mama a zis gata cu sportul și așa am ajuns să fac chimie. Nu-mi pare rău, chiar nu-mi pare rău. M-a ajutat și chimia în viață, plecând de la formule să le transform în formule de viață. Pare ciudat, dar așa este pentru mine. Și un vis care sper să se împlinească, că legat de medicină și de sport, e puțin cam târziu să spun că mi se va mai realiza acest vis, vorbind de când eram foarte, foarte mică, clasa întâi, voiam să cânt la pian. Sunt antitalent, din păcate. Dar cu încurajarea celor care se pricep, spunându-mi că n-am să devin niciodată un pianist de marcă, dar să pot transpune niște note pe clapele pianului, plecând de la știință, o să reușesc și o să-mi iau un profesor și uite un vis care sigur mi se va putea realiza atunci când voi avea și timpul să mi-l aloc pentru a învăța, pentru că probabil că, nu probabil, mă cunoașteți foarte bine și știți că sunt într-o continuă mișcare și într-o continuă dezvoltare de proiecte care nu permite să-mi aloc timp și pentru mine ca să pot învăța să cânt la pian. Dar vă promit că după ce învăț, prima care va vedea că știu să cânt câteva note pe pian vezi dumneavoastră. Mulțumesc tare mult! De fapt, mă pregăteam să spun că e momentul, e 1 martie, se spune că primăverile reînnoiesc toate visurile. Deci, are drum deschis acest vis. Și ca să ne legăm de ceea ce prețuiți mult tradiție, pentru că mărțișor înseamnă mai ales șnur alb-roșu, atunci un șnur alb-roșu de mărțișor pentru visul împlinit. Și după tradiție, când vor trece zilele de primăvară, să-l așezați în ramura trandafirului pe care l-aveți pe arcadă la intrarea aici în firmă. Și spun asta ca să le pot adăuga celor care ne privesc și ne ascultă că deși și-ar putea închipui că suntem într-o galerie de artă, dialogul pe care îl purtăm este chiar într-unul dintre spațiile firmei BES România și spațiul acesta e mai mult decât atât. Este un loc care definește personalitatea a ceea ce sunteți și a ceea ce ați imprimat firmei. Dar vom reveni. Să fiu eu ceea ce s-ar putea chema un fel de avocat pentru partea aceea care ținea de gândul unei mame de a ocroti fiica într-o perioadă în care admiterea la medicină era o admitere cu o concurență dintre cele de top, uneori cu două cifre. Și cu siguranță gândul domniei sale a fost acela că poate în fața listelor de admitere ar fi putut fi momentul acela de nefericire și oare ce mamă vrea să-și vadă fiica nefericită? Sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt mai mult decât convinsă că a făcut-o din dragoste și că a vrut să mă protejeze. S-a gândit că pot găsi drumul în care să nu mă lovesc de prima piatră și altfel decât de a încerca la medicina care îi dăduse ei bătăi de cap cu fratele meu. Și de fapt drumul acesta chiar a fost, pentru că formația dumneavoastră științific-inginerească v-a apropiat cumva de caratele aurului negru și v-a dus până într-acolo încât în ierarhie ați ajuns până la nivelul de a conduce ca director o importantă întreprindere ploieșteană. Dar eu aș vrea să spun mai degrabă că pe drumul acesta al chimizării și al alchimiilor interioare, într-un anume moment ați acceptat și o provocare, transformând drumul acesta de rigoare incinerească într-o afacere legată de o industrie cu totul specială și de un comerț pentru care nici nu e potrivit aproape titlul acesta de denumire din cod al denumirilor oficiale, industria de frumusețe. Cum a venit provocarea aceasta și care ar fi povestea ei spusă pe scurt? Da, într-adevăr a fost o provocare. Am început ca inginer stagiar, am mers pe toate treptele impuse de vremuri. Imediat după Revoluție am ajuns director de producție, dar se pare că ceea ce gândeam eu nu se potrivea pe gândirea directorului general și hai să zicem că s-a declanșat un conflict între noi doi și atunci, așa îmi place să spun, am făcut un pariu cu viața și am zis hai să văd dacă încep ceva pe cont propriu, reușesc sau
într-adevăr, aici n-am reușit pentru că nu am avut capacitatea necesară. Se pare, fără lipsă de modestie, că totuși pariul l-am câștigat, pentru că, iacătă, firma Best România împlinește 25 de ani de activitate la anul și este o firmă de top, n-o spun eu, o spun toate confruntările în care intră, în top ploieștean, în top național. Iar întreprinderea în care am lucrat nu mai există. Să nu credeți că sunt atât de infatuată încât să cred că nu mai există pentru că am plecat eu. Ca mine au plecat mulți alții și conjunctura în care a ajuns industria românească după Revoluție. Dar se pare că eu am câștigat pariul pentru că am reușit să fac ceea ce îmi doream și să fac așa cum gândeam eu, o societate care, repet, este de succes. Același lucru vroiam să-l fac și eu, pe care l-ați făcut puțin mai devreme, să spun că orice ierarhie ar fi consultată, orice încadrare oficială a firmelor de profil pe o piață concurențială extrem de puternică la nivel național și internațional, ar arăta fără dubii unde se află firma BES și de aceea nici n-am să insist asupra acestui lucru. Am să insist însă asupra unui alt lucru care se întâmplă mult mai rar decât poate s-ar cuveni. Succesul acesta în lumea afacerilor, care are cuantificările sale economice de profit și de lucruri pe care dumneavoastră le știți mai bine, ați ales ca într-un anume moment să capete și o valută forte, din nou nu dintre cele oficiale din lumea bancară, ci din lumea aceasta mai caldă, și să faceți posibil ca un pianist, pentru că ați vorbit de visul pianistului, excepțional, care nu avea posibilitatea să cânte pe clapele unui pian într-o competiție internațională pe care o câștiga fără dubii, să poată merge la acel concurs. Și ați făcut posibil ca născuți cu malformații grave, copii din primele zile de viață, să supraviețuiască prin proiecte internaționale din domeniul medical, care iar au însemnat un succes care nu se poate cuantifica decât în trăiri și în fericiri internaționale. Succesul acesta a mers și pe un alt drum. Ați ales într-un anume moment oficial să vă asumați un crez, așa cum numai Rotary Internațional a știut să promoveze în lumea întreagă din clima înființării primului club, ideea aceasta de a fi mereu în slujba celor care așteaptă o lumină, o susținere, o mână întinsă și câteodată, pentru că așa e făcută viața, niște sume impresionante de care depind viața lor, de care destinul lor nu se oprește în anonimat. Și eu aș putea să spun foarte mult, dar le spun eu asta celor care ne ascultă și ne văd, pentru că sigur ați vorbit ca și cum ar fi firesc și eu știu că nu e firesc, că nu se face așa de ușor o asemenea alegere. Și aș vrea să vă întreb, asumându-mi și recunoscând public că ne leagă o prietenie, dar tocmai prietenia aceasta înseamnă și datoria mea de a spune că știu lucrurile din interior. Deci vă întreb, când ați înțeles, ați acceptat și mai ales ați decis că trebuie să faceți pasul acesta ca om de afaceri și ca rotarian și ca toate lucrurile despre care am vorbit să fie posibile? Și sunt mult mai multe decât am enumerat, mult prea fugar. Da, e adevărat. Eu am ajuns la, vedeți, am limbaj de inginer, la concluzia că dacă firma BES funcționează, dacă firma BES are profit, oare și datorită celor care sunt alături de firma BES, cumpărători, consumatori. Și atunci am spus că am obligația ca din prea plinul pe care mi l-a dat afacerea și cel de sus să întorc către comunitate ceva. Și întâmplarea a făcut ca profesorul de istorie Balaban, profesorul meu de istorie Balaban, să-mi vorbească prima dată în 1996 de Rotary, să-mi explice și să se plieze pe sufletul meu ceea ce am înțeles că face Rotary. Și de atunci a început povestea. Legată de ce înseamnă viața artistică, mie îmi place să cred că în altă viață am fost și eu artist, pentru că așa eu nu sunt talentată, nu știu să cânt, nu știu să dansez foarte bine, nu știu să desenez, toate că mai nou am descoperit că
pot să fac un pic și în zona aceasta. Am făcut doar un curs de fotografie ca să pot să preiau frumusețea naturii pe care să o transpun pe, într-o imagine care să rămână. Am ajuns să cred că e bine să repet din prea plinul pe care l-am să-l întorc și atunci a ajutat de colegi, pentru că unindu-te mai mulți, proiectul reușește să devină mai viabil. Și asta se întâmpla din 2008. Am uitat și când 2008-2009, când am avut onoarea să reprezint la nivel de district România și Republica Moldova. Și împreună, repet, cu colegii mei să facem o groază de proiecte. Am spus. În toate sferele, exact cum a spus, în artă, în medicină, în spațiu comunitar și așa mai departe. Spun mereu asta cu riscul de a mă repeta, dar este absolut premeditat, ca să rămânem în temă. Oameni ca dumneavoastră au mereu în firescul lucrurilor pe care le fac gândul că e atât de simplu, încât transmit și dincolo de răceala unui ecran ideea că ar fi la îndemâna oricui. Eu vreau să repet că nu e așa, pentru că dacă ar fi atât de multe faptele bune și cele care pot să ajute, cele care pot să ducă lucrurile pe un făgaș mai așezat, care pot să aline, atunci în lumea toată ar fi mai bună. Și oare de ce nu este așa? Nu e adevărat. Vă contrazic, îmi permit să vă contrazic. E la îndemâna oricui. Nu trebuie neapărat numai bani să ai. E drept, niciun proiect nu se poate face fără bani. Dar și numai faptul că ți-a adus, vii cu timpul tău, cu energia ta alături de un om care pune niște bani, poți să faci un proiect. Și atunci, de-aia vă spun, este la îndemâna oricui. De ce unii nu aleg să nu facă, nu vă pot răspunde eu. Aceasta era și nuanța mea. Da, poate că e la îndemână, dar timpul, dar energia, dar ideea de a privi și peste umăr la cel care are nevoie să facă pași înainte, să privești câteodată în sus, câteodată în jos, acolo unde e o chemare, că e nevoie, gesturile acestea, deși par atât de simple, ele încă nu se înfăptuiesc. Dar să le lăsăm întrebări deschise. Eu aș vrea să vă întreb, astfel încât să fie din nou un fel de provocare de întoarcere în timp, care a fost momentul cel mai fericit pentru ceea ce a însemnat toată responsabilitatea, toată ideea, toată menirea, toată asumarea, tot crezul puse în mandatul de guvernator peste care iar ați trecut repede? Sunteți singura femeie care a primit mandatul de guvernator și la momentul la care l-ați primit, cred că potrivit principiilor rotariene ar fi trebuit să mai treacă 2400 de ani ca să vă puteți întoarce la o asemenea mai mult decât onorantă responsabilitate. Așa că întreb încă o dată, care v-a mintit să fi fost momentul cel mai fericit din tot ce a însemnat această responsabilitate, acest mandat atât de rece tradus? În primul rând, trebuie să aștept ceva mai mult, numai 2400 de ani, ci vreo 4000 de ani, pentru că între timp a crescut numărul membrilor și conform acestui principiu de care vorbeați, fiecare poate fi în această, eu nu-i spun funcție, nu-mi place rotia, trebuie să spun funcție, în această reprezentativitate a colegilor tăi. Un prim moment de fericire a fost atunci când am fost numită, aleasă, că nu am fost numită, am fost aleasă. După aceea, eu zic că momentul meu de fericire a fost întreg anul rotarian în care i-am reprezentat pe colegii mei ca și guvernator al districtului România și Republica Moldova. Atunci au fost o groază de proiecte la care mi-au răspuns cluburile. De la vremea aceea erau 100, acum pot să spun că am ajuns la 150. În 14 ani am crescut și ca număr de cluburi și ca număr de membri, așa cum am spus-o mai devreme. Și repet, întregul an a fost un moment de fericire pentru mine, care se suprapunea peste un an, peste o mare nefericirea mea, pentru că, așa cum a spus, fiind prietenă, știți bine ce mi s-a întâmplat, exact înainte de a-mi intra în mandat, a murit soțul meu și chiar m-a ajutat, Rotary m-a ajutat foarte mult să pot trece puțin mai ușor peste acel moment de nefericire.
pentru că viața e o alternanță, fericire, nefericire, dacă îmi permiteți. Am avut ca o străfulgerare, am zis că fericirea, pentru că așa-ți dat dumneavoastră numele emisiunii, este ca un diamant cu multe fațete. Și am fațeta fericirii copilăriei, care a fost luminoasă, am fațeta fericirii școlii în care m-am format, am și această fațetă, că și diamantul are impurități câteodată, care a devenit total opacă atunci când mi-am pierdut soțul. Încet, încet au apărut celelalte fațete și am ajuns până în zilele noastre în care s-au tot completat cu un proiect, cu un domeniu și așa mai departe. Am spus puțin mai devreme că lucrurile devin într-un anume moment și se statornicesc cumva în poveste. Și v-am rugat să aduceți un obiect care ar putea avea legătură cu povestea Rotarii. Văd de departe fanionul pentru ceea ce a fost mesajul anului rotarian pe care l-ați reprezentat. Îmi permit să cred din afară unul poate dintre cele mai frumoase mesaje. Toate au încărcătura lor, toate au profunzime, toate spun ceva în fiecare an rotarian, dar nu pentru că ne leagă prietenia, nu pentru că este legătura acestui dialog, dar ați asuma să transformi visurile în realitate, mi se pare de departe că este greu, frumos, fericit, profund și, iar spun, de mare responsabilitate. Deci ați adus fanionul și... Da, pentru că mi-este foarte drag, pentru că mi-a marcat din acel an 2008 până în prezent și în continuare acel make dreams real, să facem visurile realitate. Eu chiar încerc de atunci să transform cât mai multe visuri a celor din jurul meu în realitate. Și mulțumesc, repet, celui de sus că îmi dă această forță, putere. Mulțumesc echipei pe care o am lângă mine, care mă ajută să societatea să o avem acolo unde avem, ca să avem acel beneficiu. Așa cum am spus anterior, repet acum, nu poți face proiecte dacă nu ai bani. Și iarăși legat de experiența mea neplăcută prin pierderea soțului, am învățat că nimic nu se duce cu tine. Nu rămâne cu tine, nu iei cu tine, ci e bine să le lași aici și să transformi acel... Eu sunt fericită când văd pe cineva că este fericit. Când scoți o carte, o citește 100 de oameni, o citesc 200 de oameni, atunci 200 de oameni sunt fericiți. Când reușesc să aduc un spectacol la Teatrul Toma Caragiu sau la Filarmonica Paul Constantinescu, la fel, 200, 300, 500 de oameni care sunt în sală și se bucură de acel eveniment, sunt fericiți, atunci sunt și eu fericită. Și am învățat repede din acea experiență că nu pleci cu tine cu nimic, totul rămâne aici. Și m-a marcat la fel un citat din Octavian Paller, care spunea că ceea ce faci, nu, scuzați-mă, nu-i din Paller, e din Einstein. Ceea ce faci pentru tine dispare odată cu tine. Ceea ce faci pentru alții rămâne o veșnicie. Și nu o fac ca să rămână o veșnicie în numele meu, ci să rămână o veșnicie acel eveniment, acel strop de bucurie care să devină încarnat într-o piatră. Ca o piatră. E lângă noi clopotul rotarian. E cel care dă semnalul de începere pentru reuniunile rotariene. Exact, exact. Îl văd acum și într-o altă ipostază, ca și cum ne-am închipui că sună și duce cu el, așa cum știu numai clopotele să ducă, gândurile acestea pe care poate cineva va gândi că sunt potrivite să inspire, să motiveze, să meargă mai departe. Mai purtați ceva din însemnele rotariene, câte sunt legate de mandatul pe care l-ați avut, dincolo de ce purtați în inimă? Dincolo de ce port în inimă și care e cel mai stabil, în reuniunile noastre am o insignă pe care e scris PAS Governor, pe care îl port peste tot. 4.000 și ceva de ani. Cum tocmai am convenit că poate fi statutul de fost guvernator și din nou posibil ați vorbit de o viață anterioară în care poate ați fost artistă, de ce nu ne-am gândit și la viețile viitoare? Aș putea să depun multe mărturii, vreau să depun una singură. Am văzut la Lisabona cum a înfrunzit
un copăcel dus de acasă din România, într-un colț de Românie pe care ați făcut-o pentru a fi văzută, pentru a fi cunoscută de mii de rotarieni veniți din toată lumea. Și am văzut oameni care se opreau să vadă de ce o ulcică din Oltenia stă pe un ram dintr-un copac înfrunzit, ce înseamnă linia vieții de pe o ie cusută undeva în România, ce înseamnă lutul care poate fi modelat exact de olarul pe care l-ați dus acolo, încât România să fie văzută așa cum e ea, prin oamenii ei. Și ați repetat lucrul ăsta și în alte câteva locuri din lume, în Thailanda, în Australia, vorbind mereu despre ce are România valoros. Pe Coandă, pe Ana Aslan, pe cei care au inventat stiloul, insulina, de fiecare dată aș avea multe argumente. Aș vrea să vă întreb, pentru mine, e foarte limpede, e vorba despre patriotismul adevărat. E vorba despre un ambasador care, fără a avea un mandat oficial, și-a asumat și a onorat, cum nu se poate pune în cuvinte, pentru că să vorbești despre țara ta, să o arăți și apoi să vezi bucuria. Spuneați, sunteți fericită când sunt fericită cei care privesc. Acolo mii de oameni au văzut ce înseamnă un colț de Românie, cum se fac pașii la dreapta și la stânga în hora românească, ce înseamnă clopul și n-ați avut destule cât ar fi dorit să devină dintr-o dată, fie și doar cu acest însemn, puține ceasuri român. Pentru dumneavoastră ce înseamnă? Dincolo de patriotism, dincolo de a fi ambasador, dincolo de a fi fericită cu fericirea altora, care este sentimentul care rămâne după ce reușiți toate lucrurile acestea, pentru că le-ați reușit? Sunt mulțumită. Deci am sentimentul de mulțumire. Și în fiecare seară, credeți-mă, nu sunt o persoană, sunt ortodoxă, dar nu sunt o practicantă. Nu merg la biserică, nu mă confesez, dar în fiecare seară am rugăciunea mea și închei cu mulțumesc, Doamne, pentru că mi-ai dat o zi plină de sănătate și pentru tot ceea ce faci ca să pot să realizez la rândul meu tot ceea ce îmi propun. Și am în minte ceva de genul, se spune că trecutul este piatră, pentru că nu-l putem modifica, da? Prezentul lut, că îl modificăm în funcție de puterea noastră. Iar viitorul, praf de stele. Și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu, că zic că mi-a dat mult praf de stele cu care am modelat după propria mea știință acel lut, lăsând acele pietricele care sper că în timp să se transforme în niște mici diamante. Cărțile care au fost scoase datorită firmei BES, DVD-urile cu muzica celor din jur. Pot să vă dau câteva exemple. Am împreună cu Filarmonica Paul Constantinescu am reușit să scoatem DVD-ul și cu directorul Vlad Mateescu, cu Carmina Burana. Proiectele lui Nicu Alifantis cu Decembre, cu cântecele lui patriotice scoase pe un CD. Chiar acum, la sfârșitul anului trecut, am scos un DVD cu el cu versurile lui Leonid Dimov. Așa am descoperit eu un poet pe care nu-l știam și am pretenția că totuși am citit destul de mult și că știu foarte mult legat de poezie, dar de acest poet, spre rușinea mea, nu știam. Și multe, și multe, și proaspăta cartea lui Toma Enache, cel care a făcut Între Chin și Amin. Spectacolele pe care le încerc să le aduc, mulți zic că m-am transformat în impresar. Nu, nu sunt impresar, n-am câștigat niciodată din niciun spectacol pe care l-am adus. Din contră, am adus aportul de bani pentru a putea suplini ceea ce nu se poate recupera din bilete. Vedeți cum ajungem tot la bani. Dar și acești oameni au nevoie, artiștii, și mai ales în perioada pe care am traversat-o, chiar au suferit foarte mult. Știți bine că m-ați ajutat să realizăm festivalul Clara Mărginan, poeta care a dispărut acum 2 ani. Și suntem la a treia ediție anul ăsta. Și vă smulg promisiunea că o să mă ajutați și anul acesta să realizăm ediția a treia. Aveți promisiunea, fie și doar ca să-mi răscumpăr ușoara impolitețe de a vă întrerupe, pentru că eu aș vrea să spun ceva.
Ceea ce n-ați spune niciodată, sunt absolut convinsă. Nu v-am cerut acordul și sper să nu vă supărați, dar lucrurile acestea trebuie știute. Un festival dedicat unei poete de talent vine într-un moment în care dumneavoastră ați parcurs cu ea de mână un drum lung al unei suferințe, ajutând-o să aibă încrederea că susținerea importantă financiară și șansa de a ajunge la medicii care i-ar fi putut prelungi viața și au făcut-o atâtea zile cât a fost posibil pentru știința medicală, pentru că nici medicii nu sunt Dumnezei și nici medicina nu este încă fără de limite. Dar și aceste lucruri pe care le păstrați în ceea ce este interiorul dumneavoastră, în ideea de a nu face public, trebuie știute pentru că ele au legătură cu ceea ce spun filantropia în sensul ei adevărat, bunătatea premeditată. Mi-a plăcut foarte mult această definiție, nu pentru că seamănă cu titlul podcastului și am să spun aici că sunt extrem de fericită când din ce în ce mai mult sunt aceia care spun așa într-o reacție aproape negândită, ce titlu frumos, nu titlul e frumos, ci dorința mea de a reuși să înțelegem că uneori e de ajuns să ne gândim la o clipă de fericire ca ea să vină. Închid această prelungă paranteză ca să spun altceva. Nu ne-ar ajunge nici emisiunea aceasta, nici o alta să enumerăm succint câte proiecte sunt cele care vă poartă implicarea financiară de timp, de energie, de fericire personală, dar spun ceva și asta știți. Există ceva care le cuprinde deja pe toate și le poate cuprinde pentru foarte mult timp de acum înainte. Eu spun mereu că o societate de arte și fapte frumoase este aceea care, neoficializată încă, ați înființat-o de fapt de mult timp, pentru că și faptele frumoase și artele frumoase au mers împreună pe acest drum. Dar închid și această paranteză. Și n-am să vă întreb cum se reușește în afaceri și nici cum ați fost aleasă într-o lume a bărbaților cum este Rotary, care într-o istorie destul de îndelungată a fost rezervată chiar doar bărbaților. Deci n-am să vă întreb. Așa, nici n-aș putea să vă răspund, că nu știu. Dar am să fac apel la ceva care mi se pare că este foarte potrivit. Sunt niște întrebări extrem de simple în celebrul chestionar al lui Proust, care vorbesc exact despre asta, despre fericirea de foarte de aproape, din noi și din cei de lângă noi. Un chestionar care a făcut istorie, la care au răspuns mari celebrități ale lumii și pentru mine a fost o uimire și o bucurie și chiar o fericire. Pasul de la bucurie la fericire, spun cei care se pricep, că e foarte aproape. Le-am simțit pe amândouă aceste emoții, să descoper ce răspunsuri calde, profunde a dat o regină, precum regina Ana, acceptând să răspundă la ceea ce câteodată unii se grăbesc să întoarcă în timp și să spună: a, e oracolul din anii liceului. Da, are și prospețimea oracolului din anii liceului, dar vârsta aceea ne urmărește și cu cât o păstrăm mai mult în noi, cu atât avem șansa să trecem mai departe peste timp. Așa că am să vă întreb, ce considerați că înseamnă trăsătura dumneavoastră cea mai pregnantă de caracter, de a fi, de a vă comporta, ce-ați alege dintre toate? Înainte de a vă răspunde la întrebare, am să revin un pic la întrebarea care a spus că nu mi-o puneți și am spus eu că nici n-aș ști să vă răspund. Să nu se înțeleagă că nici n-aș ști să răspund legat de cum se construiește o afacere. N-am să vă dau acum teorii și lecții, doar vă pot spune că dacă reușesc în afacere este pentru că am o echipă lângă mine și mă opresc aici. Iar când am spus că n-aș ști să vă răspund, era legat de cum am fost aleasă ca și guvernator al districtului 2241 România, Republica Moldova. Chiar nu știu. A fost probabil o conjunctură, a fost probabil o recunoaștere că am fost aleasă în 2008, atunci când aveam deja
15 ani de Rotary, probabil că tot ce făcusem pe parcurs i-a convins pe cei 80% din membrii Rotary că merit să-i reprezint la un moment dat sau pentru un an. Pentru că este o procedură destul de complicată, cu niște etape bine stabilite, cu nominalizări, cu parcurgerea unui an pregătitor. Cei care ne aud vorbind vor putea afla toate aceste detalii, care înseamnă chiar o alegere care și explică de ce mandatul este deținut doar un singur an, într-un an rotarian care nu începe, așa cum suntem obișnuiți, și nu se încheie la fel, da, la 1 ianuarie, ci are o periodicitate bine stabilită, fără a putea reveni pe acest mandat decât, așa cum spuneam, când oricare șansă a oricăruia dintre membrii care sunt egali ar putea avea același mandat, și tocmai ce am convenit de două ori, că 4.000 de ani, dacă vor trece, ne vom putea întâlni la un nou dialog al fericirii cu premeditare, poate cu fostul guvernator de acum reîntors la mandatul de guvernator. Și acum vă răspund la întrebare. Cred că trăsătura mea de caracter cea mai pregnantă, cred că este perseverența. Dublată un pic de, poate că sunt până la urmă sinonime, încăpățânare. Și pentru că e specific și zodiei, că sunt berbec. Ah, și pentru că tocmai ați spus zodie și eu vreau să vă mărturisesc dumneavoastră și celor care ne ascultă și ne privesc că sunt balanță și sunt un om al echilibrului, atunci prima mea întrebare după aceasta este chiar următoarea: și calitatea pe care o apreciați cel mai mult la un bărbat care este? Sinceritatea. Sinceritatea, dar la o femeie? Sinceritatea. Și ce prețuiți cel mai mult la aceia care sunt prietenii dumneavoastră declarați? Dacă sunt prietenii, prețuiesc pe ei că sunt prieteni. Nu le definesc calitățile. Dar ce fel de oameni vă plac? E tot din chestionarul prost. Da, 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 am înțeles, știu. Când din... Știți bine că mi l-ați dat și l-am citit cândva, de mult. Și nu numai că vi l-am dat și l-ați citit, dar n-am reținut și nu mi-am pregătit nimic din chestionar ca și răspuns. Sunt absolut convinsă. Am avut un dialog pe tema aceasta pentru că și mie mi-ați oferit bucuria gazetărească de a putea accede prin acest chestionar și a primi niște răspunsuri de la oameni cunoscuți, de la personalități de importante. La prieten, de la prieteni. De la ce prieteni? Da, foarte frumos. Da. Deci, de la prietenii pe care i-am avut și pe care i-am trimis către dumneavoastră, considerându-vă și pe dumneavoastră tot o bună prietenă. Mulțumesc. Deci ce oameni vă plac? Plecând de la ceea ce am spus, că îmi place cel mai mult la un om, deci oamenii sinceri. Sinceri. Care considerați că e defectul dumneavoastră? Oh, sunt multe. Da, am început să încerc să mi-l corectez, că uneori sunt impulsivă și înainte de a gândi spun ceva și nu este bine. Și încerc să mi-l corectez și încet, încet se pare că reușesc. Și unul care iarăși nu-mi place la mine e când sunt la volan. Acolo descoper o latură care chiar nu-mi place. Nu, sper să n-ascultă niciun polițist emisiunea. Am un picior, port puțin la picior 36, dar e foarte greu piciorul meu pe accelerație. Și într-o competiție pe șosea care nu aduce nimic bun. Și totdeauna mă gândesc, dacă mi se întâmplă mie ceva, sunt vinovată. Dar s-ar putea să antrene și viața altcuiva. Și încerc și pe acesta să-l corectez, dar aici văd că e mult mai greu. Vă mărturisesc, fac mărturisiri ca la preot. Da, poate că e, poate găsesc eu circumstanța atenuantă, poate că este și o consecință a goanei în care vă aflați după miile de kilometri pe care i-ați parcurs ca sunteți guvernator. Drăguță. Ca guvernator. Nu, sunteți drăguță, încercați să-mi dați... Eu m-am nu e asta. M-am gândit și la ideea că poate totuși între cei care ne privește și ne ascultă se află și cineva care ar putea să sancționeze o asemenea mărturisire. Dar, merit, că eu greșesc. Dar ne reamintim. Orice greșeală mărturisită e pe jumătate iertată. Deci care e visul dumneavoastră de fericire și cum arată fericirea?
visul meu de fericire. Hai să spunem că sunt doar fericită. Nu vreau să vă închem și să vă întristez. E un pic cam târziu pentru mine. Și nefericirea care v-a împovărat, care vă poate împovăra cel mai mult dinspre ce armenii? Iarăși cred că intuiți. Pierderea celui care mi-a fost alături aproape 30 de ani. Pe care, chiar dacă au trecut 15 ani de atunci, nu sunt melodramatică, că de multe ori îmi place să glumesc și să zic acum că sunt văduva veselă. Totuși îi simt lipsa în fiecare zi, în fiecare, poate exagerat spus moment, dar am avut o căsnicie mai mult decât fericită și credeți-mă că aceasta e marea mea nefericire, care nu va fi estompată de nimic. Sunt multe alte întrebări la care trebuie să spun că aș fi putut gândi o parte a răspunsului. Vreau să mă mărturisesc că la această întrebare știam precis răspunsul, dovadă că am și trecut aproape, că acesta ar fi răspunsul pe care urma să-l primesc. Deci mă cunoașteți foarte bine. Cred că asta e prietenia. Așa este. Spuneați despre sinceritate. Sinceritatea este și ceea ce pentru mine înseamnă foarte mult și fiecare dialog pe care îl fac, am spus de fiecare dată, nu știu ce alte merite are, dar cea a bunei credințe e calitatea de la care plec și cea a sincerității este de asemenea și de asta sunt și atât de recunoscătoare fiecărui interlocutor. Nu este ușor să accepți întrebări și să răspunzi cu sinceritate și mulțumesc în momentul acesta. Vreau să trecem mai departe. Care e culoarea preferată? Roșu. Roșu. Are o semnificație anume sau pur și simplu? Pur și simplu îmi place roșu. Și mi se pare o culoare puternică, o culoare care îmi dă mie forță. Și locul unde v-ar plăcea să trăiți, un om ca dumneavoastră care aproape zilnic nu lasă să treacă fără să pună în ecranul acela mare care au devenit rețelele de socializare un loc frumos din România în special, dar și din alte locuri din lume, dar mai ales din România, unde v-ar plăcea să trăiți? E adevărat, am călătorit foarte mult, atât prin natura Rotary, cât și prin afaceri. Pot să spun că am văzut peste 50 de țări, nu o spun ca să mă laud, ci ca să vă pot răspunde la întrebare că aș putea să aleg din foarte multe locuri de pe suprafața Pământului, dar iarăși nu o spun că ar da bine. Nu aș pleca niciodată din România și am intenția ca la momentul în care mă voi retrage din afaceri să mă duc undeva către malul mării. Da? Dintotdeauna mi-a plăcut marea. Asta vreau să întreb. Are marea o semnificație? Dintotdeauna mi-a plăcut marea. O căsuță mică, acolo undeva retrasă, eu și marea. E foarte frumoasă imaginea asta. E și de film și ați susținut și filmul. Este și de poezie și ați susținut și susțineți poezia. E și de trăire adevărată pentru că tocmai în timp ce mă gândeam la dialogul nostru, am văzut din nou rezultatele unui studiu care spune foarte interesant că, deși vorbim despre fericire ca despre un concept pe care l-am duce către zona de filozofie, iar în viața cea de toate zilele, mereu tristețea aceasta că nu e a noastră fericirea, ni se pare că e mereu a altora, a celor de lângă noi și că trebuie să mai așteptăm. Și studiul acesta spunea chiar lucrul acesta, că atunci când faci ceva pentru cei din jurul tău, care nu înseamnă neapărat niște lucruri mărețe, ci lucrurile simple, câteodată o mână întinsă, un cuvânt de susținere, o bucurie împărtășită de o zi de primăvară tocmai începută, înseamnă atât de mult la nivel interior, chiar structural, spunea, ritmul cardiac se normalizează, starea generală a fost definită, verificată în parametri similară celei unei stări de meditație și de a fi tu cu tine însuți. Spuneați, nu mergeți într-o biserică neapărat, nu faceți momentele acelea care țin de practica religioasă, dar niciodată nu încheiați o zi fără să existe un gând de mulțumire pentru faptul că ați putut face ceva în numele
fericirii așa cum v-ați ales-o și pentru fericirea altora. Și când capeți un diagnostic crunt și pare că ți se închid toate ușile, o fereastră ușor deschisă e deja pe jumătate vindecare. Când unui artist consacrat îi ești aproape la vernisajul unei expoziții, e o parte a fericirii. Dar când unuia de mare talent, care nici nu și-a început drumul pentru că nu are bani pentru culorile pe care le-ar putea șterne pe pânză, și ați făcut asta pentru elevi străluciți ai liceului de artă, sau ați pus în valoare artiști mari pe care îi putem găsi în orice cataloage din multe locuri din țara aceasta, și iar am putea continua mult această listă, dar aș vrea să vă întreb din nou, întorcându-ne la confirmări, sentimentul acesta de plinătate interioară l-ați simțit așa că e legat și de inimă și de lumina interioară și de seninătate și de ceea ce spune studiul, că da, orice lucru simplu se întoarce și ți aparține cumva și ție, l-ați perceput așa? Da, bineînțeles, întotdeauna. Din fiecare proiect totdeauna am simțit că mi se întoarce. Chiar dacă nu s-a spus acel mulțumesc, l-am simțit dincolo de cuvinte. Și nu, de fapt, n-am făcut niciodată nimic pentru a primi acest lucru. Mă hrănesc eu din fericirea pe care o văd în ochii celui ajutat. Deci, da, e adevărat. Am acea liniște interioară, probabil că vin odată cu vârsta. Eu o am cam tot timpul, nu neapărat când am făcut un proiect. Am reușit să ajung la acest echilibru, chit că nu sunt balanță, dar reușesc să fiu liniștită și probabil că din liniștea asta pot să întorc fericirea către cei care au nevoie. Cred că v-am rugat să acceptați de 2 sau de 3 ori întoarcerile în timp. Eu n-am o formație riguros științifică și uneori ceea ce ține de cifre capătă interpretări care din punct de vedere al matematicii sunt sancționabile pentru mine și s-ar putea crede că nu știu foarte exact să număr. Dar vreau să vă rog să mai acceptați o întoarcere, indiferent la ce orizont de timp. Dacă ar fi să schimbați ceva din tot acest drum parcurs, ce ați vrea să schimbați? Pentru mine nu cred că a schimbat nimic. Este drumul pe care mi l-a creat cel de sus. Pe el am mers. Pe el vreau să merg până la capăt. Dar dacă aș putea să schimb ceva, cred că iarăși intuiți ce aș vrea să schimb. Să fac ceva ca cel care a plecat să-mi fie și astăzi alături. E... Cu toate că am reușit să înțeleg ceea ce spunea Oșa odată, respectiv că dacă poți să fii fericit singur, ai găsit cheia fericirii. Se pare că eu am găsit și cheia fericirii. Sunt fericită și singură. Atunci n-am să vă mai întreb cum e pentru dumneavoastră propria definiție de fericire, dar vreau să închei tot cu chestionarul lui Proust, cel care, oricât de banale ar putea să pară în întrebările sale, mie mi se pare că e o deschidere legată de fiecare cuvânt, pentru că te îndeamnă să te privești un pic în interior. Deci, care este deviza de viață a tot ceea ce înseamnă Marta Maria Mocanu pentru mine? O societate care are toată plinătatea și toată îndreptățirea să fie a artelor și a faptelor frumoase. Faptele frumoase mi se pare că ar putea să fie o cheie pentru tot ce trăim azi, în tot amestecul acesta pe care nu vreau să-l mai definesc, pentru că îl știe fiecare dintre noi atât de bine și are propria măsură. Deci deviza de viață este? Acțiune. Acțiune. Atât. Acțiune. Atunci, cât mai multă acțiune. Atunci, probabil că înseamnă și experiența sportivului de cândva, care își plănuiește succesul și momentul de aplauze de la linia de final încă din timpul antrenamentului, dar îmi permit să cred că este și
bucuria de a atinge clapele unui pian, chiar dacă timpul acela este încă al viitorului și al unei fericiri în desfășurare. Așa este. Eu am să-i spun cu premeditare, nu? Pentru că așa se cheamă fiecare dialog de la inimă la inimă pe care l-am gândit, ci pentru că chiar cred în ideea aceasta. Am să repet și eu acțiune ca un lucru de ținut minte, de notat și de găsit în momentele în care poate ni se pare că nimic nu e de făcut. Atunci când nu rămâi pe loc, înseamnă că ai făcut un pas înainte. Și acesta este acțiune. Tot timpul avem ceva de făcut, dacă vrem. Da, și deci, aceasta. Acțiune. Deci acțiune. Atunci eu am să îmi permit să trec sinonimia fericirii cu acțiune. Și pentru dialogul mine, acesta. Da. Și așa să rămână. Și vă doresc fericirea cât mai multor asemenea momente legate de ceea ce spuneți atât de ingineresc, poate, așa acțiune. Este. Așa este, dar, de la început. Dar eu aș vedea rămat într-un tablou care înseamnă culorile cele mai frumoase pentru privitor, pentru că știți, fiecare culoare este cea a privitorului, chiar dacă vedem împreună același alb. Și îmi permit să cred că acțiunea este și dinspre muzica pe care o susțineți așa de mult și poate, și poate, și acțiunea care înseamnă primul cadru al unui film, un proiect de care știu că v-ați alăturat și care va aduce într-o actualitate a zilelor de acum o poveste de neuitat, știută și deocamdată rămasă undeva în momentul istoriei din perioada interbelică, dar care merită să ajungă poate la cei de azi, dar mai ales spuneați la viitor, la cei de mâine. Vă mulțumesc tare mult pentru acest dialog. Le mulțumesc și celor care ne-au privit și ne-au ascultat și rămâne mereu, mereu, mereu același gând. Dacă vreți să fiți fericiți, fiți fericiți. Și cum ar spune distinsa mea interlocutoare, lucrul acesta are un singur prim pas de făcut. Acțiune!